Mă gândeam zilele acestea la, la, la noi, la familiile noastre, la biserică, la orașul nostru, și. Um, așa, în, în discuțiile mele cu, cu, cu Dumnezeu, parcă mi-a venit o întrebare: care este cea mai mare nevoie? Care este cea mai mare nevoie? Pentru că ne dorim ca atunci când venim la biserică să îl experimentăm pe Dumnezeu și să ne, ne bucurăm de prezența Lui. Dar ne dorim să ni se rezolve și anumite probleme, nu-i așa? Nimeni nu vine aici numai ca să vină aici. Și dacă stăm și ne uităm în jurul nostru, cred că cea mai mare nevoie la ora actuală, în inima noastră, în familiile noastre, în blocurile, în comunitățile, în orașul, în țara, continentul și pe tot Pământul, cea mai mare nevoie este nevoia de pace. Lipsește pacea cu desăvârșire. Și când zici că, măi, lucrurile sunt normale, e interesant că e foarte greu să definim normalul, atunci parcă ceva extraordinar se întâmplă. Nu știu dacă v-ați uitat la știri dimineața, au încercat să-l asasineze pe Trump, de fapt l-au și împușcat. Numai că așa a dat Dumnezeu că nu mai l-a la ureche. Și zici, măi, parcă e un film, nu vine să cred sigur e fake news, nu se poate așa ceva. Este același sentiment de negare a realității pe care l-am avut atunci când a început războiul în Ucraina. Am zis, nu se poate. Nu se poate în secolul 21 cu atâtea tratate, promisiuni, o țară să o invadeze pe aia la altă și să spună că nu invazi. De fapt, nu mai e numai o operațiune specială. Și atunci îți venea să, 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 dai reset, îți venea să te speli pe față, zici, bă, poate, poate, poate este un vis. Dar cred că astăzi, mai mult ca orice, trebuie toți să înțelegem că nu este un vis, ci este o realitate. De când este pământul, oamenii se războiesc se ucid, de fapt, de la Cain și Abel a început toată nenorocirea. E interesant că, vorbeam cu soția asta, oamenii obosesc de un anumit conflict, de o anumită știre. Știți că la început războiul în Ucraina era pe toată mass media, de, numai despre asta vorbeam, numai despre asta ne rugam. Cu timpul ne-am cam plictisit. Pentru că nu este la noi, dacă era la noi era altă treabă. Dar cu timpul ne-am cam plictisit și, și ne interesează altceva, pentru că omul tot timpul are nevoie de ceva nou și se obosește să mai tot vorbească de un conflict care se pare că nu se mai termină. Însă realitatea, ascultați-mă bine, realitatea este că trăim vremuri periculoase și grele. Deși în mod constant este aduce aminte că suntem parte din NATO și că suntem în echipa câștigătoare, avem pe americani alături, realitatea este și istoria ne învață, Că atunci când vine conflictul, fiecare e pentru el. Atunci când se întâmplă, fiecare este pentru el. Și oricând ar putea izbucni ceva și pacea aceasta relativă pe care o avem poate fi oricând distrusă. Realitatea este că de la început până astăzi trăim un război perpetu. Și o, o nevoie interioară a omului de a avea pace. Pentru că să vă spun ceva, pace nu înseamnă lipsa conflictului. Pacea, aceasta ciudată despre care vorbim acum, era și înaintea războiului, nu? O pace în timp în care inamicul se pregătea. Asta este o pace incompletă. O pace așa de fațadă, Înainte de patima lui, înainte de înălțare, Domnul promite ucenicilor Duhul Sfânt. Și concluzia acestor învățături sunt așa. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea, ca să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Cum dă lumea pacea? Lumea îți dă o pace în care și se tulbură inima și te înspăimânți. Pacea pe care o primim atunci când citim presa, pacea pe care o primim când ne uităm la știri, pacea pe care o primim atunci când auzim vocile care ne înconjoară, este o pace care aduce frică. Tulburare. Pe când Isus spune, eu vă dau pacea mea. Nu este așa cum e pacea pe care vă dă lumea. Începând din anul 3600 înainte de Hristos, lumea a cunoscut doar 292 de ani de pace. Doar atât. În această perioadă au fost peste 14.000 de conflicte, războaie, mici sau mari, în care au fost ucise aproximativ 4 miliarde de oameni. Cineva a făcut costul acestor războaie, și din banii aia, dacă nu se făce, se strângeau banii aia undeva, da? S-ar fi făcut o centură de aur pe tot globul, care ar fi avut 97 de kilometri lățime și 10 metri grosime. Se spune că în cer vom merge pe centură de asta. Dacă oamenii nu se ucideau între ei, am fi avut o astfel de centură de aur. Cea mai mare nevoie astăzi pe pământ este nevoia de pace. Dar nu o pace care este garantată de un tratat, pentru că tratatele astea au fost și înainte ca Rusia să invadeze uh, Ucraina. Ci o pace pe care ți-o dă numai Dumnezeu. Dacă ar fi să însumezi uh, ultimii 10 ani de consiliere. Fiecare consiliere pe care am avut-o, cea mai mare nevoie, n-a fost nevoia de bani, nevoia de înțelegere, nevoia. Nu, nu, nu. Cea mai mare nevoie a tuturor care ajung în birou pentru rugăciune într-o criză, fiecare spune tot ce vreau, vreau pace. Vreau liniște. Vreau calm. Am nevoie de pace. Și astăzi vreau să discutăm despre cel care poate cu adevărat să ne dea pacea. Despre cel care nu numai că este garantorul păcii, ci cel care el însuși, în persoana lui, prin ceea ce este el, ne dă pacea și este pacea. Vreau să vă aduc aminte că Adam și Eva aveau pace în grădină. Știm foarte bine lucrul acesta, le mergea foarte bine, unii spun că aveau pace pentru că nu aveau socri. Sau copii. Însă, primul lucru care s-a pierdut, lăsând gluma la o parte, primul lucru care s-a pierdut atunci când a intrat păcatul, primul lucru s-a pierdut pacea. Au început să se ascundă, să fugă de fața lui Dumnezeu. De ce? Și-au pierdut pacea. Așa că, pentru a fi compleți, pentru a experimenta pacea despre care vorbește Hristos, trebuie să vorbim astăzi despre pacea pe vertical, pacea cu seminii și pacea pe orizontal, pacea cu Dumnezeu. Prima este pacea cu oamenii. Da? Asta este pe plan vertical. La sfârșitul vieții sale, Iosua îi strânge pe toți evreii și le spune ce au de făcut. Le amintește de lucrările minunate pe care le-a făcut Dumnezeu cu trecerea Mării Roșii, eliberarea din Egipt, hrănirea mulțimilor cu mană pentru 40 de ani, Acum, în sfârșit, erau stăpâni pe țară. Țara Canaan, pe care o promisese Dumnezeu. Iosua, bătrân, se pregătea de retragere. Pe vremea aia nu era cupon de pensie, când te retrăgeai, te obicei și mureai. Dar Iosua știa, presimțea, călăuzit de Dumnezeu, că va trebui să plece și atunci îi strânge pe toți și le spune așa în Iosua 24. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinților voștri dincolo de rău, ori Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji, spuneți voi, Domnului. Și ca duminica la biserică, toți au spus, vom sluji Domnului. Gata, mă predau. Toți au spus, vom sluji Domnului. Numai că Iosua, cunoscându-i bine, le spune, voi nu veți putea. Voi nu veți putea sluji Domnului. Și uitați ce se va întâmpla. Că ceea ce spun eu, ăsta e Iusua, ceea ce spun eu, are o bază, nu doar că mi se pare. Da? Uh, când vă veți încuscri și vă veți amesteca cu cei din lume sau cu locuitorii canalului, fiți atenți ce se va întâmpla. Iosua 24 cu 20. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor Dumnezei străini, El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce va făcut bine. Ceea ce le spune Iosua la Sihem, evreilor, și tuturor liderilor din Israel este că în clipa când vor lăsa idolatria să intre în inima lor, în casele lor, în corturile lor, vor pierde pacea. În clipa când se vor încuscri cu neamurile care erau idolatri, cei din țara Canaanului erau idolatri, păgâni de departe de Dumnezeu, atunci se va lua pacea. Pentru că, prea idolatria intră prin asociere sau un cuvânt modern prin anturaj. Tot timpul vă spunem, ești suma celor cinci persoane care te înconjoară. Ești suma celor cinci cu care schimbi mesaje, DM-uri și așa mai departe. Da? Nu poți să spui, o, ăla e așa, eu... Nu, nu. Cu cine te însoțești, îți spune cine ești. Nu? Despre asta este vorba idolatria intră în inimile noastre, în familiile noastre, în obiceiurile noastre, prin asociere sau prin anturaj. De aceea, poruncile lui Jehova erau clare, dar și foarte dure. Și asta este o problemă care des mi se aduce în față atunci când vorbesc cu un agnostic sau cu un ateu care a mai citit Vechiul Testament și spune dar de ce le-a spus Dumnezeu să-i omoare pe aia de acolo? nu e normal să omoare și copii și toți locuitorii. Nu, ceva nu este normal. Jehova a spus lui Israel să îi alunge și porunca este dacă nu pleacă ucideții. Ce au făcut evrei? Au făcut exact pe dos. Și scrie asta în judecători, în capitolul 1, de când începe nenorocirea fiii lui Beniamin n-au izgoznit pe iebusiții care locuiau la Ierusalim. Deci în Ierusalim erau iebusiții, ăștia trebuiau izgoniți. Fiii lui Beniamin, seminția asta, tribul ăsta puternic, nu i-au alungat. Iebusiții au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de azi, când se scriau judecătorii. Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Shean și din satele din prejur. Da? Așa încât, Cananiții au izbutit să rămână în țara aceea. 1 cu 28. Când Israel a fost destul de tare, a supus pe cananiți la un bir, dar nu i-a izgonit. Efraim n-a izgonit pe cananiții care locuiau în Gezer. Și cananiții au locuit în mijlocul lui Efraim la Gezer. Zabulon, altă seminție, n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe cei din Nahalol. Și cananiții au locuit în mijlocul lui Zabulon și au fost supuși la umbir. Nici Așer, altă seminție, n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe cei din Ahlab, Axib, Helba, Afik sau din Rehob. Astea sunt zone de acolo unde trebuiau să fie alungați, șterși. Și așeriții au locuit în mijlocul cananiților locuitorii țării, că și nu i-au izgonit. Neftali n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Shemesh. Și locuitorii din bet și din Benanat au fost supuși la umbir. Imediat ce s-au predat la biserică, imediat ce i-au spus lui Iosua, noi nu, noi vom sluji Domnului, ei au mers, au cucerit țările astea, le-au supus și după asta Biblia ne spune că au făcut exact invers. În loc să asculte de porunca Domnului, poruncă ce nu voia să-i distrugă și să-i limiteze, ci poruncă care era dată pentru binele lor, ei au ales banii, birul și femeile frumoase din Canaan. Pentru că, practic, asta s-a întâmplat. Și au luat neveste dintre cananite și au păstrat locuitorii care să le slujească și să plătească un bir. După moartea lui Josua și stingerea acestei generații, dacă vreți, generații de cuceritori, a venit nenorocirea, pentru că întotdeauna plătește generația care vine. Neascultarea din generația asta este plătită de generația care vine. În judecători capitolul 2, zice așa: Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit balilor. Normal, s-au încuscrit cu femei cananite, au mers la petrecerile lor, s-au -au dus la meci cu ei, sau ce mai era pe vremea aia, concurs de care, de măgari, nu știu. Uh, și au început să se închine la ceea ce se închinau ei. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Au părăsit. În clipa când te închin la idol, l-ai părăsit pe Domnul Dumnezeu. Cel care îi scosese din țara Egiptului, și au mers după alți Dumnezei, dintre Dumnezeii poporul care îi înconjurau și s-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul Dumnezeu și au slujit lui Baal și Astarteilor. Și ce s-a întâmplat? Domnul Dumnezeu s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Da, Dumnezeu se aprinde și de mânie. Tot auzim despre un Dumnezeu care iubește necondiționat, E adevărat, te iubește necondiționat, dar se aprinde de mânie. Este un Dumnezeu gelos. În momentul când un copil al lui Dumnezeu se duce și se închină la idoli, și vom discuta imediat ce înseamnă asta, Dumnezeu se aprinde de mânie. Dumnezeu se aprinde de mânie, este un Dumnezeu gelos, exact ca un soț, care se aprinde de mânie când vede un alt bărbat că îi face o ghidul și nevasta. Exact, este o, este o gelozie sfântă, normală, naturală, pusă acolo de Dumnezeu. Ei bine, Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, s-a aprins de mânie. Și ce a făcut? I-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmașilor lor din prejur și nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașilor. unde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul, și cum le jurase Domnul, au ajuns astfel într-o mare strântorare. Cine i-a pe evrei ăștia? Poporul ales al lui Dumnezeu. Lumina ochilor lui Jehova, așa spune Biblia. Cine i-a pe ăștia? Neamurile. Cei pe care i-au cruțat. Cei pe care i-au ținut acolo să le măture curțile și să, să, să lucreze pentru ei. Ăia s-au adunat și au început să-i asuprească. Când slujești idolilor, când de îndepărtezi de Dumnezeu, primul lucru pe care îl pierzi este pacea. Primul lucru pe care îl pierzi este liniștea. De mii de ani oamenii se luptă pentru că pacea s-a pierdut. Pentru cei care încă nu înțeleg de ce avem atâtea războaie și conflicte, răspunsul este unul singur oamenii nu ascultă de Dumnezeu. Nu împlinesc poruncile lui Dumnezeu. De fapt, mai mult ce spune Biblia aici este că Dumnezeu era împotriva izraeliților. Că Dumnezeu îi ațăța pe ăștia să-i cotropească. Dacă citiți cu atenție în judecători povestirea despre Gedeon, vedem că oamenii ăia care îi asupreau pe izraeliți erau trimiși de Dumnezeu. Ca nu cumva, să experimentezi liniștea atunci când ești departe de Dumnezeu. Pentru că, vedeți, Dumnezeu iubea pe Israel. Dumnezeu te iubește și pe tine. Dumnezeu ne iubește și pe noi. Dumnezeu iubește și copilul care este acum în lume. Dumnezeu, Dumnezeu iubește și Dumnezeu este gelos pentru că dorește ce este a Lui să fie în casa Lui. Amin? Nu avem pace de mii și mii de ani. Pentru că mâna lui Dumnezeu apasă. Pavel spunea în Romani 1, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă, e evidentă în mijlocul nostru. Atunci când nu este pace într-o țară, într-o familie, când nu ai pace în inimă, primul lucru care trebuie identificat este păcatul, nu vinovații. Încă majoritatea oamenilor când pierd pacea din casă, caută vinovatul. cine e vinovatul? Nevasta. E vinovată de serviciu. Sau soțul, mă rog, dacă ești de parte feminină. cine e vinovat? Părinții, socrii, societatea, vecinii, oricine în afară de mine. Pe când Biblia spune, în clipa când s-a pierdut pacea, identifică păcatul. Păcatul Idolul neascultare de Dumnezeu echivalează de fiecare dată pierderea păcii. Și Dumnezeu dă o rețetă de reinstalare a păcii prin Gedeonă. Dumnezeu se descoperă acestui judecător, care era un copil sărac, amărât, dintr-o familie mică, infimă, neimportantă din Israel și face chemarea să fie eliberatorul lui Israel nu înainte de a-i da condițiile pentru reinstalarea păcii. Și nu îi spune, pentru asta trebuie să începeți să faceți gimnastică și să mergeți la sală, să mâncați organic, să faceți flotări, să vă pregătiți pentru un mare război. nu, nu, nu despre asta e vorba. Nu despre asta e vorba. Nu le spune de acum, trebuie să puneți deoparte și să vă strângeți provizii ca să vă faceți alianțe. Trebuie să faceți conferințe ca să știți cum să îi prindeți pe ăștia cu arcurile de după boscheți. Nu despre asta e vorba. Ci prima condiție pentru reinstalarea păcii este scoaterea idolilor din inimă și din case. Este scoaterea lucrurilor care devin în timp mai importante ca Dumnezeu. Mă îndoiesc că este cineva aici sau online care are o mică astarteie acasă și duce să-i bace tămâie și zice că nu suntem în India. Nu, nu pot să cred lucrul ăsta. Dar idolii pentru noi sunt orice lucru devine mai important decât Dumnezeu. Orice lucru care ne ocupă mai mult timp. Orice lucru la care mergem în clipa când ne este greu. Orice lucru care depășește importanța lui Dumnezeu este un idol. Absența păcii implică întotdeauna prezența idolatriei. În limbajul nostru, absența păcii vine în urma depărtării de Dumnezeu și de scopul lui pentru noi. Ascultați-mă bine, români buni, dragi, România nu va vedea pace și prosperitate până nu se va întoarce de la idolatrie. Problema noastră cea mai mare nu sunt autostrăzile, lipsa lor. Infrastructura, deși asta este o chestie care ne, ne, ne usucă. Problema noastră cea mai mare nu este neapărat corupția, deși este și asta, dar nu, nu despre asta este vorba. Superstiția, lenea, închinarea la idoli ne trag mult mai în jos decât lipsa infrastructurii. Dumnezeu nu poate să binecuvinteze un popor dacă poporul respectiv este idolatru. Care era cea mai mare nevoie în Israel la, pe vremea aceea, pe vremea lui Gedeon? Dacă mergeai și făceai, mergeai băteai din poartă în poartă. Care e nevoia cea mai mare? Deși nu aveau mâncare, nu spuneau mâncare. Deși nu aveau haine, nu spuneau hainele. Știți ce spuneau? Pace. Avem nevoie de pace. Pentru că vină ăștia când noi strângem grânele, ne iau și grânele, ne omoară, ne iau fetele frumoase, ne iau băieții și îi bagă în armata lor, avem nevoie de pace. Înțeleptul spunea mai bine un colț uscat de pâine cu pace decât un vițel îngrășat cu ceartă sau cu război. Omul are nevoie adânc de pace. Au încercat să o obțină prin tratate, prin armată, prin orice mijloc posibil. Însă nu s-au putut nici de cum, pentru că Biblia spune, mâna Domnului apăsa. S-ar putea să experimentezi în casa ta, în viața ta, un sezon în care nimic nu merge. Orice încerci să faci, nimic nu funcționează. Exact cum era în Israel. Și Biblia spune, nu le mergea bine și nu reușeau să facă nimic, datorită, din cauza faptului că Dumnezeu, mâna lui, apăsa. Atunci când mâna Domnului apasă, trebuie să identificăm idolii din casele noastre, din inimile noastre, lucrurile care sunt mai importante ca Dumnezeu și să le scoatem afară. El se îl alege pe Gedeon dintr-o familie săracă, cel mai mic copil, și îl pune să fie eliberatorul lui Israel. De ce face așa Jehova? Ca să înțeleagă toți, atunci și acum, că salvarea nu vine prin putere, prin înțelepciune umană, ci prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea au trebuit 30 de mii să fie trimiși acasă și să rămână 300, de 300. Ca oamenii să înțeleagă că lupta este a Domnului și că pacea este rezultatul ascultării de Dumnezeu, oameni buni. Nu este o soluție magică, 5 pași, 7 chei ca să ajungi la pace. De fapt, cu câte lupți mai mult, cu atât pierzi mai mult pace. Dacă n-ai înțeles că lupta nu este a ta, ci este a Domnului. Atunci când îndepărtezi idolii din viața ta Și el devine sursa bucuriei existenței tale Pacea vine automat în inima ta N-am spus că ai să fii bogat N-am spus că ai, ai, vei fi sănătos tot restul vieții tale Nu am spus că vei fi prețuit tot restul vieții tale Doar am spus că vei experimenta pacea Care este cel mai prețios lucru Un lucru care nu poate să fie cumpărat cu bani. Spuneam la început, ne uităm și vedem că în mod continuu lumea este frământată de război. Rusia cu Ucraina. Israelul cu Hamasul. Asistăm la lupte peste tot în lume. În lume se spune că au fost doar 200 de ani de pace neîntreruptă. S-a numit Pax Romana atunci când împăratul Augustus moștenitorul lui Iulius Cezar, a spus, nu mai mergem și nu mai cucerim, ci instalăm pacea romană. Era o pace tot cu sabia, dar o pace. Da? 200 de ani de pace, atât, atât. În rest, război și nenorocire. Și când mă uit la liderii politici care promit pacea, pe mine mă umflă râsul, nu știu cum sunteți voi, când îl văd că el doar un om, a ajuns și el acolo prin niște circunstanțe, ca știu ce să spună, ce să... El ne promite, el ne promite pace. Mă, umflă, mă umflă efectiv râsul. Orice lider american de când îi știu eu promite pace în Orientul Mijlociu. Și? E pace? Parcă e din ce în ce mai rău. Pentru că există unul singur, Prințul Păcii. Isus Hristos. Numai El este Cel care dă pacea. Pentru că El este pacea. Binecuvântat să fie Domnul. Pace este o persoană. Pace este Dumnezeu, Jehova, Shalom. Cine l-are pe Dumnezeu, are pacea. Cine nu, n-are nimic. Poți să încerci, să o faci, să o confecționezi, nu va funcționa. Orice lucru achiziționezi nou, frumos, care ți l-ai dorit, te bucură doar o perioadă. E doar o chestie materială care va trece. Pacea pe care o ai în inimă nu ți-o poate la nimeni pacea pe care vine din, din, din credința în Iisus Hristos, nu poate să fie luată de nimeni. Să vă spun ceva, în alerenele romane, când duceau creștinii și îi dădeau la lei, primii care erau mâncați erau copiilor. Știați asta? Ca părintele să vadă lucrul ăsta. Copiilor. Să nu-mi spuneți mie că ei n-aveau pace în inimă. Care au stat și nu s-au lepădat. Tot ce trebuiau să facă este să se închine cezarului. Dar oamenii aveau pacea care trece dincolo de înțelegerea umană. Pacea care vine din partea lui Dumnezeu. Omul ăla știa că pruncul lui merge în mâna lui Dumnezeu și că urmează și el imediat. Oamenii aveau pacea adevărată care vine prin credința în Isus Hristos. Ce le spune Dumnezeu în Vechiul Testament lor atunci nou astăzi, El le spune, eu sunt pacea voastră. Când mă aveți pe mine ca Domn, ca rezultat, aveți pacea. Când mă înlocuiți cu orice altceva, vine războiul. Mai mult decât atât, mâna mea apasă peste voi. Nu vă merge nimic bine. Nici jobul, nici relațiile, nici sănătatea, absolut nimic. Pentru că mâna Domnului este peste cei care stau departe de El. Cu Gedeon și cu ceilalți judecători. Știți ce a făcut Dumnezeu? El a făcut doar pregătirea pentru venirea Fiului Său. Pentru că am vorbit despre pacea aceasta pe orizontală și vorbim acum despre pacea pe verticală. Pacea cu Dumnezeu. Pacea care vine numai prin Isus Hristos. Pentru că Isus este pacea noastră. Cu 2000 de ani în urmă, în jurul unei mese, Isus promitea ucenicilor pacea. Și nu vorbea de cuceriri armate, nici despre tratate de pace, nici despre compromisuri politice, ci vorbea despre o persoană. Nu? Fiți atenți! Mai, mai stați puțin câteva minute. Vă garantez, este cel mai important lucru pe care trebuie să înțelegeți astăzi. La finalul misiunii lui, când stătea cu ei la masă, Isus le spune cel mai important lucru. Ultimele cuvinte ale unui om pe patul de moarte sunt cele mai importante lucruri. Sunt lucrurile care rămân stabilite în minte. Și ce face Isus? El le promite pacea, dar când le promite pacea, el vorbește de o persoană. Fiți atenți! Ioan 14 cu 26, dar mângâietorul. Adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ok? Deci despre cine vorbește acum? Vorbește despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Despre mângâietorul, avocatul, paracletul, cel care vine în inima credinciosului atunci când credinciosul crede. Și continuă: Vă las pacea mea. Vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima și să nu se înspăimânte. Vedeți, când Iisus promite pacea, Iisus vorbește de mângăitor. Mângăitorul Duhul Sfânt în momentul când vine în viața omului, atunci când omul crede în Iisus Hristos, el este cel care aduce Pacea. El este cel care aduce echilibrul. El este cel care ne umple de ceea ce avem cu toții nevoie. Oamenii buni, pacea nu este o stare de fapt. Nu este un sentiment sau un lucru negociat. Pacea este o persoană, Jehova Shalom. Pentru că toți își doresc să fie fost între cei 12 ocenici. Să nu spuneți că nu v-ați gândit la asta. Mai ales când v-ați uitat la The Chosen. Mamă, dacă eram și eu acolo. Nu rezistam niciun minut. Au fost aleși aia care au trebuit să fie aleși. Amin? Și Hristos spune, nu vă înfricoșați, eu plec, dar nu vă lăs singuri, pentru că în locul meu Tatăl trimite ce? Pe Duhul Sfânt. În Ioan 14 spune, eu cu Tatăl vom locui prin Duhul. În inima celui care crede. Pavel spunea așa, Efeseni 2 cu 14. I love this, îmi place foarte mult. Fiți atenți ce spunea, căci el, el cu E mare, el e Hristos, este pacea noastră care din doi a făcut unul și a supat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în rânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om, făcând astfel pace. Este pacea pe orizontală între iudei și neamuri. Și am păcat pe cei doi care erau dușmani. Cu Dumnezeu. Pace pe verticală. Într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii. Voi care erați departe, și pace celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un într, -un, într -un duh. Binecuvântat să fie Domn. La cruce el a făcut pace. A făcut pace și între noi care eram dușmani, a făcut pace și cu Dumnezeu cu care eram dușmani. Pentru că eram parte din acest sistem a lumii. pacea nu este o stare de fapt, pacea este o persoană. Când îl ai pe Isus în inimă, ai pace, ai pace cu oamenii și ai pace cu Dumnezeu. Care este primul lucru pe care l-a spus Hristosul cinicilor după înviere? Pace vouă. De ce aia era cea mai mare nevoie a lor? Ce, nevoia de pace. Asta nu e un, un salut pocăiesc, ci că este o, o rostire a adevărului etern că cei care cred în Isus Hristos ca Mântuitorul înviat au pacea eternă. Nu mai suntem dușmani, prea iubiților. Nu mai trebuie să ne dușmănim. Nu mai trebuie să vedem în cei de lângă noi dușmani. Pavel spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii. Cel de lângă mine nu este dușman. Cel care stă lângă mine, care poate nu gândește ca mine, nu vede ca mine, nu este dușman. Noi suntem frați. Noi suntem înfrățiți în crucea lui Isus. În anii ăștia de consiliere, ce mi-am dat seama este că oricât de mult își dorește Pastorul, oricât de mult își dorește cei doi, dacă unul dintre cei doi, mă refer dintr-o familie, o soție, nu-l cunoaște pe Isus, totul este în zadar. Poate să fie promisiune, poate să fie pași, pot să fie intenții. Dar numai Isus este cel care dă pace. Numai Isus este cel care restaurează cu adevărat. Pentru că semnul iertării este pace din inimă. Semnul iertării este pace din inimă, indiferent prin ceea ce trece omul. Dacă are pacea aceea în inimă, înseamnă că omul respectiv a fost iertat. Fiindcă că după har sau obține, obținerea harului vine pacea. Pacea vine prin Isus Hristos, Domnul nostru. Binecuvântat să fie Domnul. Mă uitam la că acum noi am primit pacea, dar mulți nu știu să o păstreze. Nu? Nu știm să o păstrăm în familiile noastre, nu știm să o păstrăm în echipele noastre, la muncă, acolo unde suntem, nu știm, de fapt, noi nu, nu prea știm cum să păstrăm pacea în inima noastră. Și am găsit, Duke University a făcut un studiu despre pacea sufletească. Și um, sunt factori care. Contribuie, au descoperit ei, factori care contribuie foarte mult la stabilitatea emoțională și mentală. Și sunt următoarele. Fiți atenți. Ei, le lua mai puțin timp și cheltuiau mai puțin bani dacă citeau Biblia. vorbesc foarte serios. Deci le luau ca cu cipul, care au zis că cel mai bun loc e mâna dreaptă și frunte. Da, Apocalipsa. E scris de vreo 2000 de ani. Ăștia au făcut și ăștia un studiu, dar fiți atenți ce spune. Numărul 1. Dacă vrei să îți păstrezi pacea, fii atent. Absența suspiciunii și a resentimentelor. Ținerea unui resentiment este un factor major pentru pierderea păcii. Asta e că nu ierți pe cine trebuie să ierți de multă vreme. Asta e un resentiment. Pe limba cea mai de jos posibilă. Ți-a greșit cineva, altul ții la inimioară acolo, e un resentiment. Asta te distruge. Ai pace. Da? Doi, să nu trăiești în trecut o preocupare nesănătoasă pentru greșelile și eșecurile vechi duc la depresie. Nu mai sta acolo. Gerarde, pleacă de acolo. 3. Nu pierdeți timpul și ani din viață pentru lucruri pe care nu puteți să le schimbați. Lucre, lucrați la ce puteți schimba și restul lăsați în mâna Domnului. Asta îmi place maxim și trebuie tot timpul să-mi aduc aminte. Băi, dacă nu poți schimba, dacă Dumnezeu l-a făcut strâmb, lasă-l frate așa. Nu te mai chinui, lasă în brațul Domnului. Da? 4, și asta îmi place că vine și tocmai am vorbit despre Rema Impact. Forțați-vă să rămâneți implicați în societate. Vezi că trebuie să te forțezi. Că by default îți place să stai relax, să nu te deranjeze nimeni, să nu... Forțați-vă să fiți implicați în societate. Rezistați tentației de a vă retrage și de a fi singuri în perioadele de stres emoțional. Ce facem când suntem stresați, când am pierdut pacea? Ne izolăm. Na, 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 na. Nu-i bună ideea deloc. Când îți merge rău, asta îmi place cel mai mult, cinci, noi români suntem specialiști și campioni la asta, nu-ți plânge de milă. Când îți merge rău, nu-ți plânge de milă. Da? Acceptă faptul că nimeni nu trece prin viață fără tristețe și suferință. E absolut normal, vine la pachet cu viața. Cultivați virtuțile de modă veche. Oare care o fi alea? De modă veche. Fiți atenți. Dragoste, umor, compasiune și loialitate. Nu aștepta prea mult de la tine. Sunt unii care sunt foarte duri, scorțoși cu ei. Atunci când există un decalaj prea mare între așteptarea de sine și capacitatea de a atinge obiectivele pe care le-ai stabilit tu, frustrarea și lipsa păcii sunt inevitabile. Și apoi, opt, găsiți ceva mai mare decât voi la care să lucrați. Oamenii egoiști, care se concentrează pe sine, au scorul cel mai mic în orice test pentru măsurarea fericirii și a păcii interioare. V-am spus, toate astea sunt în Biblie. De asta tot vă spunem noi, fă o diferență, fă o diferență, fă o diferență. De ce? Slujind, vindești pe alții, dar te vindești și tu. Dacă stai pe loc, ai tendința să te uiți mult în oglindă și să vezi ce nu-ți place la tine. Când ești focalizat să faci bine, să ajuți, să fii implicat în lucrarea lui Dumnezeu, experimentezi într-un mod extraordinar pacea pe care ți-o dă această implicare. Cei mai fericiți sunt cei care slujesc pe alții altruist, fără interese. Astăzi suntem chemați să-L experimentăm pe Hova Shalom, Domnul Păcii. Și îmi place foarte mult că atunci când Gedeon a primit această chemare din partea lui Dumnezeu, atunci când cea mai mare nevoie a Israeliților era pacea după chemarea extraordinară, senzațională pe care o face Dumnezeu lui Gedeon, după ce Gedeon pune blana aceea, țineți minte, cu roa, că să fie uscată, știți foarte bine, din, la Sunday School asta. După ce Dumnezeu le dă biruință, Gedeon stă la un moment dat și meditează și spune uh, de fapt, pacea nu este o stare de fapt, ci pacea este o persoană și face un altar. Știți cum numește altarul acela? Jehova Shalom. Jehova este pacea. Jehova este cel care aduce pace, pentru că pacea nu este o stare de fapt, ci pacea este o persoană, persoana lui Isus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Acum este momentul că ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Știți foarte bine că pentru a experimenta pacea am auzit și am înțeles și credem trebuie ca viața noastră să fie predată lui Dumnezeu. Dacă am căutat în alte locuri, acum este momentul să ne concentrăm pe ce contează cu adevărat. Dacă cauți pace în familie și nu o găsești. Ascultă-mă bine ce spun. Pacea este o persoană. Pace este Isus chiamă l pe Iisus în familia ta. Dacă, dacă, nu ai pace acolo la muncă unde ești, fă tot ce depinde de tine. Și adul pe Iisus. Iisus care este îndelung rădător. Iisus care este întotdeauna bun. Iisus care întotdeauna binecuvintează. Și poate astăzi ai venit la biserică da, inima ta e frântă. Și poate astăzi ai venit la biserică și nu ai experimentat săptămâna asta deloc pacea, pacea care vine prin credința în Isus Hristos. Astăzi vrem să ne rugăm pentru, pentru tine, pentru pacea ta, indiferent de ce natură este ea. Unii trebuie să alunge idoli din casele lor. Că e vorba de. Alcool, pornografie, că e vorba de uh, gambling, minciună, orice alte adicții. Unii trebuie să alunge idolii din casa lor, să vină aici în față și să-i lase la altar. Alții au experimentat odată pace, dar nu au fost în stare să o țină pentru că au resentimente, pentru că s-au focalizat prea mult. Pe trecut, pe greșeli, pe ceea ce n-au reușit. Și n-au reușit să o țină. -au, nu, nu, nu au pace. Ăsta e momentul când vii și lași inima ta în mâna lui Dumnezeu. Unii au pierdut pace pentru că li se pare că Dumnezeu nu i-a ascultat. Li se pare că Dumnezeu a îngăduit în înrocirea și parcă nu-i trept. Dar, Ascultă-mă bine. Ceea ce nu poți schimba, lasă în brațul Domnului. Tu focalizează te pe credința ta și pe Isus Hristos, pe Domnul. Este momentul când primim cu toții pace.